Hello, minunaților! Toate așa cum trebuie să fie, da? Normal, că altfel n-are cum. Dacă trebuia să fie altfel, era deja. Băi, fiind într-o stare permanentă de fără de gând, nu mai am idei, deci, pentru material. Pe TikTok, pe YouTube, și restul. Deși se vrea să transmite acest mesaj și am să încep o serie de întrebări și răspunsuri pe care le primesc în scris, în special pe Facebook. O stimabilă domniță îmi spune așa: tu spui că Dumnezeu e în toți și în toate și că nimic altceva nu există. Și atunci, dacă rugăciunea are loc, este tot separare? Mulțumesc anticipat pentru răspuns, îmi zice domnița respectivă. Draga mea, aparent da. Căci dacă doar Dumnezeu este, cine se roagă și cui? Și de ce? Și nu că ar fi ceva rău în asta. Absolut nu. Rugați-vă până vă fâlfâie urechile și nu mai puteți. Nu e nicio problemă. E doar inutil. Atât. Nu e nimic bine și nimic rău în acest plan existențial, pentru că se spune clar, Dumnezeu e în tot și în toate și nimic nu se întâmplă fără voia sa. Deci dacă nu se întâmplă nimic fără voia sa, la ce să te mai rogi? Chiar dacă ar fi să existe cineva separat de Dumnezeu, dacă doar voia lui se întâmplă, indiferent de cât te dorești tu, doar voia lui se face. Deci este lipsit de sens ceea ce spune mintea. Nu rău, atenție, nu e ceva greșit. Și vreau să mai menționez ceva, nu eu spun că Dumnezeu e în tot și în toate, ci asta este. Iar când mă refer la Dumnezeu, mă refer la energia primordială, deci o formă de energie unică, reală și existentă, prezentă în fiecare organism viu de pe această planetă, manifestându-se în mod total diferit în funcție de fiecare obiect creat. E, în asta, în manifestarea asta a energiei primordiale sau universale, apare un vis. Visul conceptual al lui eu, al tău. Visul numit viața ta. Iar acest eu, persoana, crezându-se separată, ea nu e separată, doar se crede separată. Ea nu e deloc, nu există, dar asta e altă discuție. Crezându-se separată, sentimentul primordial e frica. Frica a generat sentimentul de lipsă și din lipsă s-a născut nevoia. Care nevoie? Nevoia de a crede în ceva, care vine întotdeauna din nesiguranță, neîmplinire și insatisfacție. Persoana egotică, eu, tu, el, ea, noi, voi, are nevoie să creadă într-o forță imaginar superioară, fiind dominată de frică, frica de necunoscut, dorindu-și mereu altceva decât ceea ce este. Și în special tânjind după siguranță, nefiind sigură de nimic, simțindu-se pierdută, abandonată, se hrănește cu nevoia generatoare de insuficiență a lui a crede. Asta e tot. I love you.